roata asta că se învârte tare. Lumea care te aplaudă în picioare, acum roții că se oprește la mașină. Noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima-și cere să încep să visezi, roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la Roata! Alături de noi, bineînțeles, Coldplay și Iulia Dumitrache! Bine ați venit la cel mai tare concurs din România! Bună, bursucule! Apropo de concurs, să știi că am și eu unul azi. Păi, normal. În fiecare ediție înseamnă un nou concurs și pentru mine, la fel. Mereu sunt alți concurenți, alte vedete. Alt prezentator. Uite, bursucule, mi-am dat seama că tu ai venit în această emisiune așa tamnesa. Adică am înțeles că ai fost ales, că ai trecut niște probe, dar pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic. Eu îmi doream foarte mult să organizez un concurs pentru asta. Păi, foarte bine că nu te-a întrebat nimeni nimic. Pentru că nici pe mine nu m-a întrebat nimeni, de exemplu, dacă mie îmi convine Ana Maria Barnoschi și eu am zis, da! Auzi? Adică eu știu exact ce ai făcut tu aluia dinainte, de exemplu. Adică chiar știu. Bine. Hai să schimbăm subiectul, că asta este treaba mea de astăzi. Ce treabă? Să organizez casting pentru prezentator la Roata Norocului. Am deja prima probă de concurs. Vrei să te bagi? Mm. Ce probă? Stai să vezi cam ce trebuie. Da, vine, vine, lăsa-ți. Ce? Stai că am să-ți aduc ce trebuie. Ce? Nu, nu, vine, dar ce-mi trebuie? Ia. Păi stai așa un pic. Ia. Nu, e bă, cu nebunii, nu te șoși, bă, frățioare. Deci prima probă... De aici, pe aia de la stomacul ăia, știți? Ia. Prima probă este o probă de costum. Și ăla ce costum îți e, plac? Mă? Ăla ce costum e? De baie. Auzi? Ia mergi tu să faci tu o baie de consoane de vocale, hai. Mergi acolo către... A, câte prostii faci tu în emisiunea asta? Poate să fac eu un casting de colegă nouă. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, pentru că eu sunt prezentatorul acestei emisiuni și tu asistentă. Pentru că eu sunt aici mai veche. Asta e, pentru că ești mai veche. Nou. Exact, tu ai cam expirat. Într-o zi o să-ți aduc una mai tânără. Mai de 22 de ani. Există bursucule mai bună decât mine. Pe toată planeta asta. Barnoschi, eu atât îți spun. Odată pun piciorul în prag și terminăm cu discuțiile astea. Da? Pentru că am dat o mașină nouță, 10.000 de ron cash și o vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice. Doamnelor și domnilor, să cunoaștem concurenții! Partea altă. Daniela. Ai văzut? Așa învăț eu numele oricărei domnișoare. Faci odată așa și o citesc Daniela. Ce faci? De unde vii? Din Slobozia. Bun, aproape de București. Ai făcut vreo oră și jumătate. Două, maximum chiar. Maximum două până aici. Căsătorită? Nu. Singură, fără copii, fără... Singură, nu, fără copil. Ești cu cineva? Da. De cât timp? De 6 ani și ceva. A fost, numai. Că dragostea ține doar 3 ani. M-a învățat pe mine Baron, exact ca dragostea dintre noi.
Păi uite-te puțin, am făcut emisiunea asta de 5 ani, aproape 6 împreună. E cazul să schimbăm ceva. De exemplu, eu vă spun sincer că caut asistentă de 22-23 de ani. Ceva tânăr, ceva frumos, ceva... O să-ți cauți o asistentă la următoarea ta slujbă. Păi da. Da. La roata norocului fără Barnoschi, așa o să se numesc. În fiecare duminică la ora 20. Auzi, da, tu în viața ta te-ai mai plimbat pe undeva sau că tu aici te-ai născut, aici ai rămas? N-ai mai... Mi-ai fost și în altă parte? Ei, am mai făcut și altele, dar mi-am dat seama că pe tine te bat cel mai frumos la cap. Cine e domnul? Viitorul prezentator? Un candidat. Are mult păr pe piept. Okay. Păi eu n-am păr pe piept, dacă vrei îți arăt. Adică... Pătrățele, pătrățele, dar uite ce de păr are. Nu e... A, păi ăsta are părul lins, mă. La lins vaca. Păi uite-te la mine, freză. Pac, frumos. Ce mai e? Ce mi-arăți aici? Arată-mi ce mai vrei. Ăsta cine? A, ăsta știe, a mai fost. El chiar poate să o facă, știe și regulile astea. Dar să știi că ai aceeași problemă. Și el tot de tine vrea să scape. Nu e adevărat. Așa că eu zic să mai cauți. Că... Bun, Daniela, draga mea, ce ți-ai dorit să câștigi astăzi de la noi? Modest. Modest. Măcar mașina. Bravo, bravo, îmi place. Modest. Tu și cu Neabacus. Modest. Modest. Marian, bună salut, seara. Bine ai venit. Salut. Ești pus pe distracție, pe voie bună. Așa și trebuie. Vrei să prezinți în locul meu? Vrei nu, să vezi cum ar fi? Nu, adică nu, să candidezi la... Nu, nu, a, nu că nu-ți trebuie experiență. Îți trebuie doar nerdoțel să o suporți pe Ana. Asta e tot. În rest, lucrurile cur, concurenții își văd de treabă, dau răspunsuri, iau premii, pleacă acasă. Dacă tu reușești să o suporți pe ea fără să o omori, ceea ce antidepresive crede-mă. Multe și cred că se rezolvă. Nici măcar, e mult peste noi. Păi uite tot la Dănuț, sărac, că el avea păr când s-a angajat. Fiecare emisiune început să smulgă până vai de capul nostru. Oi, Silviu poartă șapcă că la fel și ăsta a început să-i cadă părul. Adică suntem rău de tot. Răi, răi, răi. Răi. Eu când am venit la emisiunea asta, spun sincer, știi cât public era aici? Te cred, te cred. Asta e doar ce-a mai rezistat. Îi salut și eu. Da. Căsătorit? Nu. De unde vii? De la Snagov. De la, da, și de mai aproape. Germănești, mai exact. Germănești, Snagov. Oricum ești de la Bogătan, de acolo, la Snagov. A, eram sigur. Dacă spuneam Germănești, lumea nu prea știe așa de Nu, germănești. La Germănești dacă nu. Dacă spui Snagov... Nu, că la Germănești ești tu și cu încă vreo 2-3 miliardari. În rest nu vă știu. În rest, da. Deci mai restrângi, mai... Ce ți-ai dorit să câștigi de la noi? Măcar roata de rezervă, dacă se poate. E, bravo, uite Modestul. Măcar roata de rezervă. Modestul e Modest. Regia te roagă dacă poți să stai puțin mai dreapta ta. Mai, aia e stânga. Așa. Perfect. Scuze. Gata, că nu cu tine e problema, ci cu domnișoara de sus. Aici e... Nu, tu nu pleca, că era cadru bun cu tine, da. Toată regia te salută. Cum te cheamă? Bianca. Bianca, regia îți mulțumește din suflet că ai venit pe la noi. Te-au mai văzut la o emisiune când a fost Jean de la Craiova și la fel de fericiți erau. Și toată regia spune într-un singur glas că ești foarte frumoasă și să ne vedem fiecare de treaba noastră. Asta e cel mai important. O să stau lipit de geam așa atunci. Nu, că tu stai foarte bine, că ești tu cum să facă cadrele. Stai liniște. Tu nu poți să-i încurci. Okay. Că s-au încurcat ei destul. Dragii mei, să începem și emisiunea. Zic că de asta ne-am adunat. Și avem o seară lungă și grea. Avem foarte multe premii de dat. Nu sunteți singuri în seara asta. Pentru că să ia bani și premii vin Oana Radu și Cătălin. Lasă-mă să te las, la câștigul Oana să fii azi. Cătălin să știe ceas de ceas, ce consoane bune au mai rămas. Lasă-mă să te las, la câștigul Oana să ai glas. Vazul nu se face pas cu pas, pe vedeți sigur o să caz. Da, doamne, pata arată-i
impecabil, slabă, frumoasă, pusă pe distracție, pe dans și, bineînțeles, soțul și antrenorul care serios, o obligă să fie așa. Ca de obicei, dar eu nu vreau să fiu serios în această seară. Bravo, fără să seriozitate. Bine, doar acolo, la joc, trebuie să fim serioși. Acolo, atât. Dar am înțeles cum. Tu cu distracția, tu cu creierul. El tu cu, stai puțin, ești frumos puțin. Pe... Și sora ta e cu creierul. Păi nu, da, dar sora. Pe sora mă bazeze să mă distrez cu ea. Păi el lăsăm un puzzle serios, acolo. El este... E prea, da. El e pe puzzle. El a venit pe consoane, pe vocale, concentrat. Da, chiar. Nu? A venit pe câștig. Pentru că... Mi-a zis Cătălin așa, băi, dacă vin la voi la emisiune, vin să câștig toate, păi, da. Să fac o familie fericită, să-mi dau tot ce am mai bun din mine, să mă concentrez și să câștigăm, uite, de exemplu, pentru familia Voicu, nu? Sigur că da. Haideți să ne urmărim povestea împreună. Hai și de. După vedem cât de concentrat suntem. Mă numesc Voicu Olguța, am 35 de ani, sunt căsătorită, lucrez la un magazin alimentar, legume, fructe. Am doi băieți. Pe cel mic îl cheamă Gabi, are 11 ani. Pe celălalt îl cheamă Răzvan, are 14 ani. Cel mic merge la fotbal. Cel mare la fel este la fotbal și el. Soțul lucrează ca șofer la o firmă particulară. Eu și soțul facem orice posibil ca să le oferim la copii o viață normală și să se bucure de ea. Familia Voicu a trăit o dramă. Olguța a fost cea mai afectată, dar cu ajutorul soțului și al băieților a reușit să depășească acel moment. Am rămas gravidă în noiembrie, în 2019. M-am dus la control, mi-a făcut ecografie, mi-a spus primar că e băiat. După aceea, la a doua ecografie, mi-a spus că este fetiță. Când i-a spus la soț că este fetiță, s-a bucurat, că și-a dorit foarte mult să aibă fetiță, fiindcă avem doi băieți, să avem și o fetiță. După aceea, la 5 luni, m-am dus la magazin, lucram, m-am dus la magazin, am făcut un pic de treabă pe acolo, de să dau cu mătura să închid, mi s-a rupt apa. M-am dus la spital, mi-a spus că mi s-a rupt membranele, m-a ținut o săptămână de zile în spital cu membranele rupte. După o săptămână de zile m-a pus pe masa de operație, a spus, haideți la să nască. Am născut fetița, a trăit fetița o săptămână de zile și după o săptămână de zile m-a chemat și mi-a spus că mi-a murit fetița. Și am fost și mi-am luat-o acasă, am făcut tot ce i-a trebuit și mi-am dus și mi-am îngropat fetița. Am noroc că am copiii lângă mine, am soțul lângă mine și mi se duce, sunt lângă mine și mă alintă și mă mai duce durerea de fată. Copiii pentru mine înseamnă o bucurie foarte mare și o fericire imensă. Olguța este mândră de băieții ei, de realizările lor și își dorește pentru ei o viață mai bună. Am doi copii foarte buni. Se duce amândoi la școală, se duce amândoi la fotbal, mă ascultă. Nu iese din cuvântul meu nici ăla, nici ăla. Într-un mare, amândoi mă ajută la treabă. Eu iubesc și pe mama și pe tata. Pe mama o iubesc pentru că mă ajută la lecții, mă lasă să o ajut în toate treburile casnice și pe tata cum face, cum ia bicicletă, îmi ia trotinetă. Mă rog la Dumnezeu să pot să întemin casa și să văd copiii la un serviciu foarte bun ca să poată să trăiască cum, nu ca noi, cum am trăit noi. Familia Voicu este beneficiară a programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Nu uitați că dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul ajut. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim și spunem bună seara, doamna Olguța! Bună seara! Salut, Gabriele! Bună seara. Olguța, Gabriel, în această seară Oana și Cătălin au venit să vă poarte noroc, să joace pentru dumneavoastră. Vă las să schimbați câteva vorbe. Bună seara, vă pupăm! Salutare! Salutare!
Vă promit că o să fac tot ce îmi stă în putință și am să mă folosesc de toate skillurile mele de învârtitoare ca să câștig în această seară și să-i învingem pe adversarii noștri pentru voi, dragii mei. Mulțumim! Doamna Olguța, dacă ar fi să ne alegem repede două produse din vitrina, acestea ar fi... Un aragaz și un televizor. Aragaz și televizor, copii! Hai, că e bine! Marian, Oana, Cătălin, Daniela, vă doresc multă baftă, începe lor, baftă, roata. Bun, fie, baftă, fie, succes și noroc pentru toată lumea. Începe roata norocului, runda întâi! Încă o dată am să vă rog să aplaudați bandul nostru bătrân, ăștia de la Hotplay. E posibil să fie una, hai că din, nu sunt bătrâni, că uite ce una dintre ultimele emisiuni. Dragii mei, vreau să vă anunț oficial că Barnoschi a început să caute și band, nu doar prezentator. Eu cred că va trebui. Eu n-am înțeles ce a zis, dar e ok. Bravo, Ana. Nu știu, o să facem tot posibilul să nu mai deranjăm pe Ana. De-aia suntem 1, 2, 3, 4, 5 băieți. Într-o zi o să o luăm, să o dăm afară. Asta este. Că o să ne sacrificăm și... Rămân eu cu Ana. Da? Și tu pleci? Nu, eu rămân cu Ana. Ah, scuze, am crezut că și tu pleci. Dragii mei, am un puzzle de departajare pentru voi. Iată-l. Avem și un domeniu. De la viitoare a fost noastră asistentă. Domeniul este crainic. Asta ți-ai dorit să devii. Crainic. Vor apărea litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care știți răspunsul corect, apăsați butonul din adică partea asta. Dreapta voastră, respectiv stânga ta, Daniela. Da. Da, dar nu apăsa acum, că ai blocat puzzle-ul. Am zis după ce... Da? Hai să deblocăm puzzle-ul, așa? Hai că glumește! Nu, vorbesc serios. Deci apar litere aleatoriu, okay. În momentul în care vă dați seama de răspuns, apăsați pe buton. Cine joacă primul dintre voi doi? Cătălin sau Oana? Oana că a apăsat deja, Oana. De ce vrea să joace. Marian, Oana și Daniela. În momentul în care v-ați dat seama de răspuns, apăsați butonul, dar nu vorbiți până în momentul în care nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul. Bine. Asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți să răspundă. Bine. În cazul în care n-ați apăsat voi primii. Marian, Oana, Daniela, Crainic, start! Hai să vedem! Crainic! Hai că e simplu, stop! Zi, Daniela. Prezentator de știri. Prezentator. Tor, spui tu, de știri. Este! Yes! 1500 de puncte, Daniela. Hai să mai încercăm cu un puzzle pentru runda întâi, să vedem dacă mai iese în emisiunea asta, că din moment ce se caută alt prezentator, nu știu cât o să mai răspundă și puzzle-ul de mine. Un domeniu de la domnișoara fostă viitoare prezentă, fostă asistentă. Actuală și viitoare asistentă, domeniul este educație. Educație. Dar uite, ați observat de când oamenii că va pleca aia și nu ce se întrebuințează? Pac, se ridică, bagă. Păi de când ați mai văzut dumneavoastră ăștia de acasă și din regie? Să o vedeți pe Ana, pac, cum face domeniu, cum se pac, cum se pac. Când ea, de fapt, până acum, când era relaxată, era... Dă cadru pe mine. Trebuie să mă fac plăcută pentru noul prezentator, Bursucule. Auzi? De mult am vrut să te întreb, de ce ai adus tu toți căcărezienii ăștia în emisiune? Pentru că, în sfârșit, cred că eu i-am găsit un rol foarte bun lui Otto. Ce rol? Bă, o să-l dresez să întoarcă literele. Uite așa, ai pun o bucată șuncă, o bucată cașcavală, să mănânc orice. Oricum, el nu lucrează fără mine. El este asistentul asistentei. Aolă, deși pe ăsta trebuie să-l dau afară. Nu să-l dai. Hai să încercăm. Afară. Ia, ieși tu. Ia, ieși, ieși. Ieși afară din platou, să vedem dacă rămâne câinele cu mine. Ia. Haide, ieși. Bine, ieși doar ca să-ți arăt pe unde ieși tu. Da, 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 ieși. Otto, Otto, ia-te.
Hai cu tata, hai. Bravo, bravo. Hai, hai, hai. Și aici o să apară L. E bine, hai, l-ai oprit în platou. Dar ai cum îl pui să întoarcă litere ea. Hai cu tata, hai. Vino cu asta, te învăț, vino cu apă aici. Vino. Și tu mergi așa, mergi așa și când apare ea, dai cu lăbuța. Mai mergi, mai mergi. Hai, poate când faci apare pipi ea, acolo și nu mai filmăm două săptămâni. Nu, lăsa, dă-te jos, mă. Auzi? Ei dat multă ceafă de porc sau ceva în ultimul timp, că e balșoi. Prune! Bun, domeniul este educație. Daniela, începem. Dăm tare de dată și... Și uite cum începe o emisiune de divertisment, cu mult divertisment. 1, 2 sau 3? 1. Vezi, poate ți se capul lui Mitoșeru de acolo. Nou prezentator, roata norocului, Mihai Mitoșeru. Hai că l-am lăsat și la nunți. Lași aici, ne... Mergi o tură de platou cu găleți în picioare. Vai... Vrei să te descalzi? Te rog! Te poftesc în mijlocul platoului nostru. Vai! Hai, bagă piciorușele. Așa, ia uite. Și acum, o tură de platou, odată, în același timp, de fapt, cu Hot Play. S-a descurcat senzațional, ați văzut că știe exact. Acum aduceți apa. Trebuie să umplem găleata cu apă. Glumeam. Glumeam, poți să ieși, bravo. Am primit un mesaj de la soțul tău, de la viitorul tău soț, care a spus că da, te va lua de nevastă, te vei mărita după proba asta, pentru că și-a dat seama, te pricep foarte bine să dai cu mopul, ești o gospodină desăvârșită. Te rog să te încalți. Mulțumesc. Foarte bine, aș vrea să dai de roată, mai avem o pedeapsă acolo, dacă ai ajunge tot acolo ar fi perfect. Să încercăm. Una, două, trei și... Cine m-a făcut om mare, numai nu-i face, mi se bate. 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe roată, pentru o consoană bună. R de la roșu. S-ar putea să fie bun râul ăsta și să ne îmbogățim, ia să vedem. Te rog. Arun de dragoste nu te diminuie, soare nu ridicează, nu. 300 de puncte consoană. T de la Tudor. Consoană. N de la Nicu. N pentru 500 de puncte. Cumpărăm o vocală sau mai dăm de roată? Educație este domeniul și avem 7900 de puncte. Cumpărăm o vocală. Vocala ta este? A. Mai cumpărăm? Mai cumpărăm o vocală. E. Mai
Cumpărăm o vocală? Da. Vocala I, de la Ion. Nu, de la Ioana, că așa o să o cheme pe viitoarea mea asistentă. în loc de Ana Maria, Ioana Maria. Așa o să o cheme. O și știu deja. 22 de ani și 4 luni, blondă, ochi albaștri, 1,80 înălțime, fotomodel. Auzi, Bursucule, tu îmi faci mie în ciudă aici? Cumpărăm o vocală eu sau cred că a venit momentul să-ți cunoști contracandidatul. Ce-a făcut? Contracandidatul. Dar ce mă, suntem la alegere aici? Mai Bursucule, eu m-am pregătit. În caz de Doamne ferește. Stimați telespectatori, vreți să... Hot play, Iulia, vreți să vedem contracandidatul, da? Da? Băieții, da? Sunteți pregătiți? Hai mă să vedem, ia mă, pe cine? Ia cu cine ne luptăm azi? Cine știe, Bursucule, cum s-a strâmb pe scara aia? Bună seara, nu ai microfon, cum te cheamă? Costi. Costi, arăți foarte bine, ești senzație, tatuaje, tot ce trebuie, mușchi, bac, chiar arăți foarte bine. Există o singură problemă, cred că Ana nu ți-a explicat, noi nu suntem la Insula Iubirii. Asta e ce a greșit emisiunile. Măi, Bursucule, lasă că mă ocup eu de emisiune. Cum te ocupi tu, mă, de... Tu nu vezi că băiatul nici microfon n-are, nu i-ai dat nimic? Păi nu, lasă că vorbesc eu, el întoarce litere. Îți mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi. Sper într-o zi să fii concurent. Dacă vrei, cu mare drag, îți păstrezi un loc acolo, uite, în locul lui Marian. Bine, dacă te-a supărat Marian, poți să te duci să vezi vorbea cum să rămâi în locul lui. De ce încerci să scapi de el? Ce? L-a vorbit, ești mai bun, am înțeles. Hai să vedem, proba de flotări, ia. Băgați 20. Bă, Marian, auzi, era să... îți mulțumim mult de tot. Mersi frumos. Pe aici, dacă se poate. Să... Mersi mult de tot. Bursucule, măcar 10 minute, ce să crezi tu? Ce mai e 20 acum? De flotări cu ce? Cu bătaie. Eu, dacă vrei, îți dau bătaie și fără flotări. Nu, să dăm flotări. Dar nu trebuie să... De ce să ne chinuim? Daniela, dai de roată sau cumperi o vocală? Da, auzi, dar iar tu l-ai adus de la tine de acasă? Da. Pe băiatul? Nu, de la sală, de la mine. Ah. Dar bărbatul tu știe cu cine umbli pe stradă, nu? Stai liniștit. Asta. Dacă și el e de acord... Ajungem la vorba lui Velea. Dragostea se face minim 2, 3, 4, 5... Dai de roată sau cumpără vocal? Dăm de roată. Hai. Niciodată să niciodată. Aproape de faliment, ajungem la 500 de puncte, iar consoana ta este? Consoana este S de la soare. Așa o să arate Ioana pentru mine, ca un soare. Vezi? Vezi, soare nu există, deci da, Ioana Ioc. De-aia n-a venit soarele, că n-a apărut Ioana. Uite, da, e Ioana aici, dacă vrei și o să ne jucăm cu Ioana și cu Cătălin, dăm de roată, bine ați venit. Hai. Dau eu că sunt bine, prima norocoasă, să vedem dacă am... Te rog, tare. Am adetat, am adorit asta, am adetat, am adorit asta. Acul galben este acul vostru, 500 de puncte. Am 1000? Nu, galben e altă, uita. Nu pot să cred, ce m-am bucurat degeaba. Educa, lasă că 500 sunt bune, credem. Dacă picai faliment, era nasol. În ecranul de jos aveți toate consoanele și vocalele pe care le-ați folosit. Educație este domeniul și am nevoie de o consoană. V. V de la vacanță, vacă. Vie. Bravo. Hai, dăm de rat. Hai de jos. Tare. Și că fără tine viața este imposibil. Dacă n-ai iubit,
500 de puncte, cele mai multe puncte de pe roată. Am nevoie de o consoană foarte, foarte bună, stați care pic, se repete de mai multe ori. Ş. Asta pentru a ne îmbogăți. Ş de la șarpe. Bun, și unul. 1500. Știu proverbul. Știi ce scrie acolo? Da. Păi dacă știi, ai 2500 de puncte, ori îmi dai soluția acum și facem 3000 de puncte, ori mai dai de roată și mai adun niște puncte. Da, știi, mi-e frică de al doilea cuvânt. Atunci mai dai de roată. Da, mai dau de roată. Dar atenție să nu dați faliment, că aveți 2500 de puncte. Dacă vrei, poți să cumperi o vocală să-ți dai seama de ce e acolo. Asta înseamnă că îmi dai 1500 de puncte. Da, îți dau 500 de puncte. Zi. Atenție să... De la Oana. N-ai. Nu, nu spune tare. Citeam n-ai. N-ai, când la n-ai. Adică n-ai. Îmi place n-ai. Ai n-ai. Poți să mai zic o consoană? Dacă dai de roată, da. A, deci doar dacă dau de roată. Da. Sau dacă cumpăr o vocală. Dacă cumperi, cheltui bani. Păi nu vreau să cheltui. Păi atunci dai de roată. Dau. Vrei să nu dai faliment. Nu dau. Dau 400 de puncte. Zic o vocală, o consoană. O consoană. B. De la Bursuc. Bursuc. Știam. Bravo. 2400, mai dăm de o dată. Da, dă Cătălin ca să mă răzbun pe el dacă se întâmplă ceva. N-ai cum să te răzbun pe mine. Acum tine și inima, inima mea. Și ascund un bagaj pe undeva. Yeah! Bună, a zis. Și pentru asta tu o faci. Bă, dar a zis băiatul care e mână bună. Dar asta o să faceți împreună. Piatră face că hârtie, cine pierde nu, face pedeapsa. Nu, relaxați-vă că o faceți împreună. Nu de vă... ce? Așa ați venit păi cuplul, noi vă tratăm ca un cuplu. E vina lui. De asta. Ia zi, Ana, alegeți-vă, 1, 2 sau 3? 3. E bine că el a dat pe pedeapsă, tu ai ales plicul. Eu nu pot să cred că trag asta pentru tine, iubeală. Nu-mi face tu mie semne, că e vina ta. Iubeală. Calmează-te. Ridică portocala de jos împreună cu partenerul tău, fără să vă folosiți mâinile. Simplu. Hai că știu cum, știu tehnică. Fără mâini, dar putem cu piciorul, înțelegi? Da, da. Și unde portocala? Imediat, aduce Ana, ai acolo să... Hai să mergem în centru. Ridicăm de jos, o punem undeva? De jos. De aici trebuie să o ridicați până aici, aproape de bărbie, dacă nu sub bărbie. În 3, 2, 1, dă-i. Hai tu că ai... Ce să fac eu? Ai așa frumos, uite ce meu. Nu așa, nu așa. Să un pic că n-am înțeles, cât ai înțeles ce trebuie să faci. Da. Trebuie să ridici portocala. Păi nu mă, nu ascultă-mă. Ascultă-mă, iau și pune piciorul meu. Pune-mă așa, pune piciorul tău și piciorul meu. Fără mâini, fără mâini, fără mâini de trebuie pusă. Aici. Aici? Aici, sub bărbie. Măi, ascultă puțin la mine. Ia-o și împinge așa pe picioarele mele. Ridică-o tu așa, așa, hai. Urcă sus, bă, da, poți, hai, hai. N-ai cum. Epa! Da, e bine. Nu, dă-i. Nu, iubeală, nu așa. E numai vina ta. Ehe. Hai, vină-mi cu așa. Ce să ne mai tăvălim? Fără mânuțe, da? Așa. Mamă, se murdăresc Adidas ăia alb. Pe mine ochii mei. Păcat de Adidas ăia alb, doamne, doamne. Aproape bine! Bine, 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 bine! Stai acolo, stai acolo, stai acolo. Mai lasă-te în jos, așa, 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 așa. Hai, și ridică-te sus acum. Fără mâini. Cade, cade. Fără mânuță, că te văd. Ce probă aia? Ok, Oana a pus mâna
Și acum să vă arătăm cum ar fi trebuit să jucați proba asta simplu. Că-i dat pedeapsă. Vă rog, Oana și Cătălina aici. Ana, vină încă. Încă o dată, hot play. Stai jos cu spate. Ia portocala între picioarele. Ia portocala cu picioarele. Ia portocala. Nu, 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 aici, 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 aici. Și ridică-o în sus. Păi deja aveți o tehnică. Nici măcar nu știa. Acum ai amărat. Nu știam, să facem și noi? Te rog. Hai. Acum că au învățat și... Am crezut că e mult mai simplu, ideea mea alunecă și costumul și... A, mai avem o variantă mai simplă, ia de. Fii atentă, și mai simplu. Ia uite, Barnoschi. Chiar nu e ușor. Așează-te în flotare și ia o bărbie direct. Ia o subărbie. Și ridică-te. Hai! Știu că poți! Atunci mușcă din ea! Mușcă! Nu mai ca s-a tăpălit pe jos! Mai adu-o portocală! Adu-o alta! Aha, aha! Ia! Ia! Mușcă și ridică-te! Ne-am gândit! Auzi? Să iau eu portocala sau să-l chem pe domnul cu mușchi? Nu înțeleg ce zici! Zici că ești Otto! Doamne și domnilor, aplauze pentru Ana Maria Barnoschi! Bună portocala asta! Poți să zic soluția? 2400 de puncte, poți să spui soluția, da. O singură dată, tare, clar și corect. Ok. N-ai loc la televizor dacă vorbești din topor. N-ai loc la televizor dacă vorbești din topor. Ia. Ia să vedem. Puncte, doamna Olguța, Gabriel, Oana, Cătălin, haideți la vitrină! Doamnelor și domnilor, runda întâi câștigată de Cătălin și Oana. 2900 de puncte, ne auziți? Da. Gabriele, ce ne luăm? Un aragaz. Samus, 1000 de puncte, bravo! Un televizor. Samus, 1500 de puncte. Și o cafetieră. De la Studio Casa, îți mai dau eu 50 de puncte și am luat-o. Mulțumim, bravo! Frumos. Cătăline, felicitări! Oana, bravo! Mergeți la locul vostru! Iar noi mergem mai departe în runda a doua! Runda a doua, care va începe cu un puzzle de departajare. Ăsta este. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este masă. Masă. Okay. Marian și Cătălin. Daniela, tu ești blocată pentru că ai răspuns corect în primul puzzle de departajare. Marian și Cătălin vor apărea litere aleatorii, una câte una. În momentul în care știți răspunsul corect, apăsați butonul. Marian, Cătălin, masă este domeniul. Start! Masă! Hai, Cătălin și Marian, masă. Masă. Stop! Marian. Pupitru de știri. Pupitru
de știri. Pupitru de știri, Mariane, pupitru ăsta ți-aduce 800 de puncte și șansa de a începe runda a doua. Iată puzzle-ul din runda a doua. Iauzi și domeniul. Domeniul este pudră. Pudră. Marian, baftă. Mulțumesc. Suzana, e un Aude, 1500 de puncte. Prima consoană din runda a doua este... C de la castravete. Bună consoană, zic eu. De două ori, 3000 de puncte. Hai, dăm de roată. Asta nu mai e bine, faliment și ajung la Daniela, dă-i de roată. Dacă ai zis baftă. ...350 de puncte, Daniela, consoană. Consoana R, R. De la roșu. Sarut. 700 de puncte. Consoana T de la Tudor. În momentul ăsta avem 3850 de puncte. Poți cumpăra o vocală sau dai de roată? Dau de roată. Te rog. De puncte. Consoana L de la Laura. Cumpere o vocală sau dai de roată? Dau de roată. Uite cum încep să speri la această mașină. Consoană corectă, ridicăm plăcuța. Consoana N de la Nicu. Nicule, ești acasă, mă? Este! Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Dăm de roată. Dă-i, că așa au dat toți calicii la emisiunea asta. Dă-i, dă-i, că nu vă mai ajunge. Calinca, 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 maia, saluiază, malinca, malinca, maia. 350 de puncte. Nu uita că în ecranul de jos vezi toate consoanele și vocalele pe care le-ați folosit. Momentan doar consoane. Pudră este domeniul, iar consoana ta este... Consoana M. De la, de la mașină mă bagă ca să de câștigi mașina. Cine ai mă să spun eu? Este. Odată. 5200 de puncte, știu, dăm de roată, te rog. Cumpărăm o vocală. Nu pot să cred că faci așa. Asemenea greșeală? Da. Nu fi fraieră, du-te după puncte. Du-te, Iane, tot, 18.000 de puncte, să te joci cu banii, bam, 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 ia valizele, ia mașina. Nu? Nu. Bine, atunci, ia o vocală, treaba ta. Nu știi ce pierzi. Aveam și la ofertă. La două consoane de dai faliment. Vocala este A. A, de n-am. La Ana. N-am. A, de la Ana care o să plece, da, bravo. Am. Am. Ana... La ultima emisiune de la Rata Norocului. Asta o să fie ultima emisiune, de asta o las mai ușor, așa, știi, să... După aia se râpe sufletul, începe să plângă. E și emotivă și de asta. Să te uiți frumos la platou, să-ți iei la revedere când pleci, da?
Bursucule, am făcut un clasament. Ce ai făcut? Și ai cam puține puncte. Ce-a făcut? Am făcut un clasament. Hai, mă, du-te de aici. Cu cine? Da. Eu cu cine? Eu am făcut clasamentul. Tu cu, da, dar cu cine în clasament? Cu cine în clasament? Da. Cu băiatul de mai devreme. Hai, lasă-mă, mă. Cu ăștia din poze. A, și cine e pe primul loc? Da, tu ești cam la final. Nu pot să divulg acum, dar haide că te ajut eu. Uite, e o probă care se numește Plimbă-i câinele Anei. Dacă vrei să mai câștigi câteva puncte, eu zic să te baci. Dar ceilalți au plimbat câinele? Adică mai concurez cu cineva la treaba asta? Sau? Nu, da, ți-o ofer ție ocazia asta unică, așa că suntem colegi deocamdată. Auzi, da. N-ai vrea tu să te duci până în spatele platoului? Am un urs în spate, să te duci să-mi plimbi și mie ursul. Te rog eu mult de tot că... Ai început să fur la curent. Bun, mă întorc la tine, iar și iar mare albastră și îmi spui ce faci. Mai cumpăr o vocală. Zi. Vocala I. Mai cumperi o vocală sau dai de roată? Dau de roată. Înainte să dai, poți să-mi spui și mie cum se numesc locuitorii din Slobozia? Slobozeni. Doamne ajută, dă-i de roată. Dă-i, dă-i! Așa. Ce-ai dat, mă, mămică? 300? Încă mi-ai zis cum se numesc locuitorii din Slobozia și m-au luat transpirații. M-am zis să mă șterg, că e... Auzi, da? Exact lângă Slobozia, din ce mi-aduc eu aminte, mai e o localitate la Floci sau Floci. Orașul de Floci. A, orașul de Floci. Era ăia, ăia cum se numesc? Nu știu. Băi, Ana, cum se numesc, mă, ăștia de stau în orașul de Floci? Nu știu, sunt păroși, sigur. Da, așa, adică, ce băi, Iulia, cum se numesc, mă, ăștia de stau în orașul de Floci? Adică, cum? Nu știu, poți să zic nu știu, mea. Nu știu. Cum? Flocoși. Da, Iulia, aș fi spus orășeni, da. 300 de puncte, consoană? Consoana S, de la soare. De la soare ai mai încercat odată și da, ți-a aplicat cu umbră. Ai mai încerci odată, da, și tot cu umbră. E bine, ochi, eu cred că nu mai trebuie să spui să niciodată în seara asta. Oana Cătălin? Ce facem? Bună seara, bine bună seara. Găsit. E, te, pe aici, pe la noi dăm de roată, că de-aia ne-am adunat. Dau eu, că data trecută a fost... Da, a dat bine, a dat bine, pedeapsă chiar a dat ok. Da. ...350 de puncte, consoană. H de la harpă. Bravo! Hai, dăm de roată! Mai tare! Bă, dar aveți și mână bună! Facem entertainment, asta trebuie să facem la TV, hai! Entertainment. Da. Păi, da. Acum e de bine când ai, tu faci entertainment. Când a dat el, îl strângeai de gât. De ce ai dat? De ce ai făcut? Alege tu numărul, dragostea vieții mele. 1. 1. Presupun că încep de la 1 mai... Nu, invers. Da. E de ușor la mai rău la ușor. Mai greu, mai greu. Ia să vezi. Nu, e ceva ușor. Știu ce e, știu ce e. Ia. Yeah. Nu îți spun. Dansează vals împreună cu partenerul tău cu un butoi de varză între voi. Perfect. Asta e mult mai ușor, vezi? Am zis că... Ți-am zis că de la un încep... Ține butoiul de varză. Dar numai butoiul să fie mai mic. Aoleu. Mai în centru vă rugăm, dacă se poate, dragi dansatori. Sigur că da. Dansatori, mai... Mai în centru, hai să... Așa, bravo. Și o să vă rugăm să vă luați în brațe, să luați și butoiul. Fără probleme. Butoiul. Era ca atunci când eram mai grasă. Nu știu, dar apucă de butoi, apucă de butoi. Hai, ia butoiul în brațe. Și acum, hot play, vals, tăticule. Hai.
Ne șirotim, ne șirotim. Foarte bine. Doamnelor și domnilor, iată valsul mirilor. Ia-mă, să facem așa, așa, du-te tu încolo. Aplauze pentru Oana și Cătălin! Bravo, copii, bravo! Lăsați butoiul aici, domnul Cătălin, vă mulțumim mult de tot. Mi-a părut bine. Marnoschi, foarte bine, te-ai descurcat. Miro, îmi face. Că așa l-a băgat și pe domnul Dan Diaconescu. Am făcut celebru. Bagă-te. Unde? Coboară, să-ți arăt. De ce? Să-ți arăt un... Coboară. Așa, bagă-te acolo, bagă. A, nu pot să mă... Nu pot să așa. Mă dau mai jos. Așa. Au, genunchii! Așa, așa. Au. Bagă capul să... Vezi așa. Că pierzi puncte, bursucule. Așa. A, ce faci? Așa, bravo. Dar ce asta e o probă? Auzi, mă, Barnoschi, dar te auzi ca din butoi. Dă să vadă lumea că e aici, că n-am făcut vreo magie. Filmează-o de aici să vedem că e în butoi. Scoate o mână. Asta pedeapsă. Uite-o că e aici, fii atent. Și acum, Barnoschi, emisiunea pentru tine s-a terminat. Mamă, e ceva rău. Dați-o afară din emisiune! Cât te vreau să dau afară? Bravo! Acolo să rămâi! Te descalific eu pe tine, o să vezi tu! Iartă-mă, te auzi ca din butoi, n-am auzit ce ai zis. Ce ai spus? O să te descalific eu pe tine, o să vezi tu! Barnoschi, știi ce ai devenit în emisiunea asta? O varză murată. Bun, copii, acum să revenim la voi. Foarte bine v-ați descurcat. Mulțumim. Dați de roată sau cumpărați o vocală. Vreau să fac o precizare înainte să învârt de această roată, că la finalul acestei emisiuni va trebui să arunc către tine portocala și tu să prinzi cu dinții. Da, bineînțeles, abia ce am dantura proaspăt pusă. Perfect. Hai. Hai, Cătăline. ...400 de puncte, consoana voastră este... B de la Bow. Da, și nu înțeleg de ce te-ai uitat la mine așa apăsat. Iulia, te rog mult de tot că Ana e ocupată, e la murat, dacă poți să îți mulțumesc. Ia. Bravo. Bravo. Și acum, doamnelor și domnilor, dacă se poate, dați de roată. Câți bani am? 1900 de puncte. Poți să cumpăr o vocală? Da. E de la Emanuela. Emanuela. Da. Și acum, dați de roată. Stai puțin, nu mă grăbi. Nu te grăbesc, că ai 5 secunde. Nu e adevărat. Dai de roată sau cumperi o vocală? Dau de roată. Două secunde, că vrea Bubu să cânte ceva, vreau să fiți pregătiți. Eu vreau domnul să Bubu, ce vă rog mult de tot să luați microfonul în timp ce dă de roată. Vă rog. Deci, domnul Alex, să cântăm ce vrea artistul. Deci, când sunteți pregătiți, băieți, ne face semn să poată să învârtă de roată, da? Nu, tu ești ok așa, Iulia. Atenție! 2-10, ești că suntem la nuntă. Atenție! Dă-i de roată! 3, 2, 1 și tare! De puncte
nevoie de o consoană. Când cântă Bubu piesa asta la tobe, parcă sună altfel. Stai puțin, să ne calmăm. Deci avem așa, 1500 de puncte și trebuie să spunem o consoană. Consoană. Stai puțin. Știu. D de la dobitoc. Am o singură problemă. Nu știu cu cine vorbește invitata noastră, dar... Bou dobitoc are niște... Eu aș fi spus D de la dragoste, dar să vedem. Nu cred. E, dar și cât să meargă acum, Ana? Doamna, de ușa era parlos. Bine, astăzi sunteți bine? Hai, iubele, că el n-are niciun punct. Zucurile, o să te omor. Azi că vezi tu ce-ți fac eu ție. Auzi, dar știi că tu ești tot în butoi. Adică... Hei, chiar... sunt eu, sunt în butoi, dar și când o ieși de aici. Auzi, chiar să mă ameninzi de pe fundul butoiului. Haideți că se filmează greu aici, hai să ieșim. Păi, dar nu pot! Te apuc de cap așa să te scot? A, nu! Dar cum să iei? Te păi nu mâini. Știu! Trebuie să te iau de mâini. Așa, iau-te-o. Hai, da. Nu mai iese! I s-au blocat picioare! Stai să dau mai în lumină! I s-au blocat genunchi! Stai ușor, ușor că i s-au blocat genunchi acolo! Lasă că te descalific eu pe tine, fursucule! Dă mâinile! Hai încet, ușor! Scoate mâinile! Haide-mă, bă, ce faci! Băi, îți spun sincer, nu te mai dau, mă. Aoleu. Bă, reziști? Adică tu-ți imaginezi dacă eu... Nici nu-mi permit să fac asta. Cum ar fi fost să o bag pe Teo în butoi? Nu mergea! Că... Sau pe mantea. Pe tine! Pe mine! Eu te bag, eu te scot. Hai! Aba! Fă-și de-a locul tău! Mariane, bine ai venit, tată. Hai, dă-i de rată. I wanna be a billionaire, so big and bad, and buy all of the things I never had. Este, băi! Stai acolo, nu te grăbi, așteaptă că ți-a dat Ana imediat plicurile. Eu propun să-l băgăm și pe el în butoi. Stricați butoiul pe mine, pe bune. Aola. Verde ca tricoul. 1, 2 sau 3? 1 și 3 este ocupat, 2. 2. Ana, fi blândă. Răstoarnă apa dintr-un pahar în altul, fără mâini. Mai greu de așa? Nu e greu, e pahar cu gura și răstoarnă. Paharele jos, nu acolo, Ana, mai pe partea asta albă. Mai în spate puțin, Mariane. Perfect. Ana, și va trebui să verși și apa din paharul 1 în paharul 2, fără să te ajuți de mâini, de brațe, de ce vrei tu. 3, 2, 1, hot play. De brațe pot. Nu. Nu? Era mai simplu. Adică pe burtă, frate. Vezi că se varsă așa. Se varsă așa. Mai cum, vorbește în picior, să vorbim în picior. Aie. Da. Aie. Dragă zonare, aplauze pentru Marian! Și acum, dăm de rată! Imediat! Power play! I feel good, I know that I would now. So good. Mariane,
timp de 60 de secunde dai doar tu de roată. Când roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor îmi spui o consoană. Chiar dacă e corectă sau greșită, mergi mai departe, ok? În cazul în care, în cazul puțin probabil, să-ți dai seama de soluție... Hai că nu e puțin probabil, am glumit. Chiar poți să-ți dai seama de soluție? Ridici o mână, dăm stop, cronometru și poți câștiga 3000 de ron cash plus punctele acumulate până în momentul ăla. Ești pregătit? Uită-te în ecranul de jos, vezi ce consoane s-au folosit și începem în 3, 2, 1, învârte de roată, power play. În roata se oprește dreptul punctelor, îmi spui o consoană. Prima consoană este... P de la pirat. P de la pirat pentru 400 de puncte. Dai de rată. S de la dai de rată, dai de rată, că e, nu e pe puncte. Acum mai spune-mi odată. S de la țap pentru 800 de puncte. Mai avem 30 de secunde. Dai de rată, dai de rată, dai de rată. Dai de rată. 20 de secunde. Zi. O să zic U. U de la Udrea. Ăla e ca epocală, consoană. Fii soluția, da sau nu? Fii soluția. Soluția, da sau nu? J. De la Gianu. Știi soluția, da okay. sau nu? J. Nu știe. Nu este J. Banii ăștia rămân la mine, Mariane, dar ai acumulat 1200 de puncte power play! Acum poți cumpăra vocala aia de mă întrebai de ea. Dacă vrei, ai 1200 de puncte sau poți da de roată în continuare? Da de roată. Hai! Pedeapsă! 1, 2 sau 3? Să fie... O las pana să aleagă locul meu, te rog. Nu există ajută. Așa nu? Ceva? Nu. 1, 2 sau 3, ce-ți faci, ce-ți faci cu mâna ta? 1. 1. Nu vreau să știu. Jonglează 3 portocale în timp ce cânti. Știi vreo piesă? În totalitate nu. Nu, așa, vreun refren, vreun ceva. Besame, besame. Besame mucho, măi, fotme. Ia uzi. N-am făcut prima oară cântăm. Besame. Asta-i. Besame mucho. Rage talentul în el. Besame mucho. Încep? 3, besame, 2, 1. Besame mucho. Nu știu că n-am făcut în viața mea. Cântă, cântă. Trebuie să cânti. Cântă. Besame mucho. Dă-mi una și încearcă cu două. Besame, besame mucho, besame, besame, oh, la noche la última vez, hai! Mai pop! Besame, besame mucho, besame, besame mucho, besame. Pentru vecinii lui Marian, din, de unde ești, mă, că stai lângă Istanbul? Germănești. Din Germănești. De pe strada Oitus. De pe strada Oitus, să știți că el e un băiat sănătos. El nu face așa acasă, adică nu o să-l vedeți în casă cu mandarinele. Besame! Nu cu mandarinele. El chiar e un tip serios, acum ce l-a mai apucat. Eu cu pepeni pot. Cum? Cu pepeni. Cu pepeni face el. De asta, hai să ne așezăm, că nu mai pepeni ai în cap. O 1200 de puncte și două mandarine câștigate. Pot să-i dau
Oanei, dacă vrea bărbatul, da, eu nu m-aș băga chiar așa. Tot a spus că vrea așa, să te mulțumesc să arunce suflet, după tine. Mulțumesc okay. din suflet, e perfect. Da. Îmi plac dinții tăi și vreau să ți-i schimbi. Cum să nu? 1200 de puncte. Dăm de roată. Bianca, regia te salută. Tu de ce? Și-au adus aminte de la portocale, dar n-am înțeles exact. Tot în dreapta, tot în dreapta. Da, nu, ești ok așa. Sunt mai mult mere. Și zâmbet. Sunt. 1200 de puncte, Mariane. Dăm de roată. Hai. De puncte, consoană. Ș de la șarpe. $1450, îmi dai soluția, cumpără vocală sau mai dai o dată de durată? Cumpărăm o vocală. Pudră este domeniul, vocala ta este? U. De la Udrea. De la Udrea, aici ai cu doamna Udrea, n-am văzut. Place, nu? Nu vă supărați, unde vă bate, că... Unde vă bate puzzle-ul? Unde? N-am înțeles. Unde vă bate puzzle-ul, că... Ne bate rău de tot la al doilea cuvânt, nu înțeleg... E în English. Nu mai duce în eroare. Cum să nu, e în engleză? Da? Păi logic. Am crezut că e în rusă. E sau nu? Păi... Prescurtare. Taci, numai dacă să pierdem punctul, iubeală. Asta că nu pierde. Eu cred că au greșit. Nu știu. O fi o greșeală în puzzle. A, tu ca să... Doamne. 950 de puncte, mai cumpărăm. Dacă apăs pe buton, pot să zic eu? Nu. Bine. Mai cumpărăm o vocală, mai dăm de roată? Mai dăm de roată. Hai! N-am ce să fac. Nici eu. Hai, e mai bine așa! Așa e cel mai bine când e faliment, e că nu mai ai stres. Da. Ai pierdut toți, au dus emoțiile, gata, bravo. Și ajungem la Daniela, care are 4200 de puncte. Când ai adunat punctele astea? Și o treime din autoturism? Păi băiat. Am mai furat și de la Maria. Ai venit de la Sâu ăla, ai plecat, Nasol. Ia să vedem acum. Cumpere o vocală. Păi dau soluția. Ia, vezi că știe ce e acolo. Ia să vedem, 4200 de puncte și o treime din acest autoturism. Dacă soluția ta este corectă, faci 4700 de puncte, iar soluția ta sună așa. La TV, chiar și un bărbat trebuie puțin machiat. Cu pudră. Poc, poc. La TV, chiar și un bărbat trebuie puțin machiat. TV. Da. Deci n-au greșit. Da. Da. Hai că avem o șansă să luăm mașina asta. Avem o treime și 4700 de puncte. Hai la vitrină. Daniela, 4700 de puncte și o treime din acest autoturism. Hai să vedem. Un televizor. Samus, 1500 de puncte. O mașină de spălat. Care? Samus. Samus, 1600 de puncte. O mașină de tuns. De la Taurus, 100 de puncte. O mașină de tocat electrică. Foarte bună, domnule Albatros, 300 de puncte. Și o stație de călcat. Albatros, 300 de puncte, mai avem 900 de puncte. Le voi dona. Bravo, Daniela, mulțumim mult de tot, mergi la locul tău. M-auziți? Da, 900 de puncte, frumos. Dragii mei, Gabriel Olguța, 900 de puncte, ce ne alegem? Boxa. Oh, boxa! Samus, 600 de puncte. Bara de tracțiuni. E spatele mașinii. A, gata, am văzut-o, 50 de puncte, bare de tracțiune fitness acolo, pa! Și un aspirator. Și un aspirator să fie... A, să-mi dau pe ăsta de la Albatros și-ți mai dau 50 de puncte, da? Mulțumim frumos! Bravo, Gabriel, felicitări! Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe în runda a...
A treia! A treia, zis Barnos! Oana Cătălin, veți începe direct runda a treia, fără puzzle de departajare. Iată puzzle-ul din runda a treia. Iată și vecina mea. Domeniul este vocabular. Vocabular. Dați de roată, hai! Roata mori se învârtește, ța, ța, ța. Inima se chinuiește, ța, ța, ța. 500 de puncte. Un soană. C de la cartof. Nu pot să cred. Fără cartofiezi. Marian. N-ai voi cartofi, ești la dietă. Vreau să-mi spui frumoasă zaraza, cine te-a iubit. R de la rață. Stop. Un pic mai dreapta ta. Un pic mai jos. Mai jos. Ăsta e. Știi de ce te-am pus așa, nu? Asta că, nu, mai jos puțin, voiam să, așa, bravo, ăsta e. Pentru că prezența ta în această emisiune e cu semnul întrebări. A picat la fix de asta. Mariane, dă-i. Ionel, fiindcă mașină! T de la tractor? Păi vrei mașină sau tractor, mă, nu mai înțeleg nimic. Păi tot roțeare. Bravo, ridică de plăcută! Începe lupta dintre voi, Daniela. Da. Hai, Mariane, dă-i. Sărăncuță, sărăncuță, ușor în obrajor. Wow. Corazon, corazon. 350 de puncte. N, de la narghilea. Și ar merge una. 2450 de puncte, cumperi o vocală sau dai de rată? Dau. Hai. Calbălana, calbălana și șaua ai de te. Ține-mi-l bine, ține-mi-l bine, tu mi-e piele. La calbălan, Daniela stătea un an și aștepta să-i vină rândul. Dă-i de dată. Păi ea cântă cu cubată vina, se răsună bucovina. Cântă cu cun, îmbrătu, de răsună Cernăuți. Măi, măi, 500 de puncte. Consoana L, de la Laura. Ce faci cu cercurile alea? Păi urmează proba mea preferată. Of, Barnaschi. Știam care? Care mai e proba ta preferată? Ia, ia, hai să vedem. Ce, proba ce... de hula hoop! Să intre concurenții! Păi da, și tu. Păi deci domnule, sunteți doi. Fă-mi intrare dacă e, uite mă. Deci mai zi odată, doamnelor jolor. Concurentul vină cu acei, nu așa? Dar anunță-mă, dragă, lasă-i cercul acolo. Așa. Și acum intrăm, frumos, nu? Dar exact cum trebuie. Deci du-te pe partea dată, că suntem dușmani. Mai... Dă-i cu... Hai, bagă! Doamnelor și domnilor, să intre concurenții!
nu mănânc decât. Dar deci, de ce merge așa bursucul? Ai probleme cu sciatica? Ce, vreau să mă umflu și eu un pic în peneșe. Ce trebuie să facem cu asta? Hula hoop! Nici nebună n-am făcut în viața mea. Cine ține mai mult cercul în jurul taliei, acela câștigă. Perfect, dar apărând. Adică face el primul și al doilea. Așa e corect. Numărăm pe secunde. Cum vreți voi. Hai, pe secunde. Vino mai în centru, te rog. 3, 2, 1 și... 2 secunde. Mai merge o dată. Mai merge o dată. Mai merge o dată. Are 3 încercări, bursucule. 3. 1, 2, 3 și... 1, 2, tot 2 secunde. 2, 2. 1, 2, 3 și... un pic. Hai să vă arăt eu cum se face. Gata, mă, e ok? Ok. Ok, poți să mergi la pupitru? Bravo, foarte bine. Las că rămân eu asistentă, mulțumim mult de tot. Hai că să întorc eu litere, că nu mai are rost. Mergi tu, liniște, mulțumim din suflet. Dar mai sunt probe, să știi, la care poți să mă bați. Zic că nu ți-ai dorit niciodată să-l vezi din impostaza asta. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. Bucat de copii în brațe ne strângea. Îmi amintesc când îmi spuneai că mă iubești. Dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni răi. Și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. Gata, bă! Că vă mai place viața! Stai acolo! Fața asta poți să te duci înapoi la pupitru. Îmi pare rău, dar bursucul a plecat de mult de aici. Adică vezi cu cine vorbești. Du-te la pupitru și joacă. Dar ce-s cu mișcările? Ce-s cu mișcările? Să-mi bagi mâna în ochi. Stai mă, că vârciul le pupa pe toate. După ce le-ai rupt genunchii, acum a vrut să scoți și ochii. Vârciul, cum le primă, cum le pupă? Hai, unde ai rămăsesem? La o consoană. La o consoană. Consoana M. Dai bă, că mi-ai dat L, ce consoana M? Dă-i de roată. A, da. Mi-ai dat cu ea, mi-ai dat L, ți-am dat punctele, dă-i. Ți-a dat M. Mi-a dat M. Zi. Consoana M. Asta e, vezi, M de la? Mașină. Mașină. Bravo! Hai! Care n-ai bani bine, dragoste, și din zimele nu mai devine. O mie de puncte, consoană... Consoana B. B. De la bursuc. Hai să vedem. Este! Cumpăr o vocală sau dai de rată? Cumpăr o vocală. Vocala A. Vocala A. De la Ana. A de la Ana. Este! Mai avem 2900 de puncte. Cumpăr o vocală sau mai dai de rată? Mai cumpăr o vocală. Vocala ta este? Vocala E. Bravo! Vocabular este domeniul. Ne aflăm în runda a treia și avem 2400 de puncte. Dau soluția. O singură dată, tare, clar și corect. Zi. Are vorbele la el,
E prezentator model. Are vorbele la el. E prezentator model, ca mine. Asta m-a angajat. Trebuia puțin schimbat puzzle-ul, trebuia să fie are vorbele la el, e prezentatorul... Bursucel. Cel bursucel, sau cel puțin... Cum era mas, că îmi venise în cap. Are vorbele la el, prezentatorul umflățel. Eu aș fi putut să mai fiu, dar tu ai răspuns bine, ai 2900 de puncte și hai la vitrină! Rea, Daniela! Să începem! Ceva un mixer. De la Taurus, te-am văzut pe acolo că te uitai, nu vrei nimic de la Taurus? Un blender ceva? Că un blender, văzut, da. 200 de puncte. Ai zis că mixer, nu? Ce da. Mixer voi? Care? Ăla de 50 de puncte de la Samus? Da. Bravo, l-am luat și pe ăla! Îți dau și cuptorul de aici cu microunde de la Albatros? Da. De la acolo sus. Da? Da. 300 de puncte, bravo! Un aspirator. Un? Aspirator. Aspirator Samus, 800 de puncte. Ceva pentru păr îți dau? Da. Trebuie să un uscător. Un ce? Păr. Un uscător de uscător păr. De păr. Bravo de la Taurus, 200 de puncte. Îți dau să ascult și muzica, și, e păcat da. De ea, că am văzut acolo 600 de puncte. Samus, te-ai uitat pe ea de când da. Ai venit. Mai avem 750 da. De puncte. Le donez. Cele 750, da? Da? Daniela, felicitări, bravo! Mulțumesc. Mergi la locul tău! Iar noi spunem așa, Gabi, m-auzi? Da. 750 de puncte, Găbiță, ce ne alegem? Două skateboarduri. Două skateboarduri, asta înseamnă 500 de puncte. 250 cu 250. Și mai avem 250 de puncte. Și un fier de călcat. De la Taurus, tată, 250 de puncte. Bravo, Gabi! Iar noi, într-o viteză mare de tot, mergem către runda a patra. Doamnelor, domnilor, dragii concurenți, ajungem în runda a patra, unde Marian, Oana, Cătălin și Daniela vor avea un puzzle de departajare. El arată așa. Avem și un domeniu, doamna asistentă. Domeniul este roata norocului. Una pe buton. Atenție, roata norocului este domeniu. Start! Hai să vedem. Roata norocului. Marian, Oana, Cătălin, Daniela. Eu am stop! Tu ai apăsat! Emisiune concurs. Emisiune concurs! Tu vei începe runda a patra, avem un puzzle pentru tine. El arată așa. Să vedem. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este amendă. Amendă. Perfect. Dă-i, te rog, de roată. Hai. Întreabă inima de ce nu am norocul în dragoste. 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe roată. Cătălin, Oana, consoană. Prima consoană din runda a patra este C. De data asta, de două ori. Hai, dăm de roată, 3000 de puncte avem. La sora ta. E
foarte greu să câștigăm banii ăștia acum, dar nimic nu este imposibil. Ba, amendă da. Este domeniul. Okay. Timp de un minut, 60 de secunde. Veți da de roată în momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor. Doar în dreptul punctelor îmi spuneți o consoană. Chiar dacă e corectă sau greșită, mergem mai departe. Important este să adunăm cât mai multe puncte. Gata. Atenție. Tu dai de roată, eu zic. 3, hai. 2, 1. Power play. Dăm de roată. Dai, mai repede. Dacă dai mult, se învârte mult. De ce să dau? Dai de roată. Zi. B de la bou. B de la bou. 250 de puncte. R de la Radu. R de la Radu. S pentru 250 de puncte. T de la Taur. T. Stai. Acum. T de la Taur. Da. Pentru 500 de puncte. Stai. Nu e bun momentan. Hai. Mai avem 30 de secunde. Acum zi. Nu de la nas. Nu de la nas. Hai. Las-o, zi. Nu de la L. De la L. Lacăt. Leu. Hai, L. Pentru 1000 de puncte. Dă-i. Ș, de la șarpe. Ok, stai să vedem dacă se oprește. Ș pentru 500 de puncte. Ultima oară. Și V de la vorbă pentru 250 de puncte. Ok? Dragii mei, acesta a fost Power Play, iar voi ați adunat 7650 de puncte Power Play! Trebuie să apese aici. Iubeala, apasă aici. Aici. Perfect. 7650 de puncte. Putem cumpăra toate vocalele sau dăm de roată, voi alegeți. 7650 de puncte, sunt foarte multe. Păi o să cumpăr. Dar stai puțin, de ce n-am câștigat banii? Păi nu. Trebuie să-mi dai soluția. Ca să câștigi. Mă, bursucule. Am făcut eu. Cumpărăm vocale. Nu, cumpărăm vocale, avem suficienți bani. Credem, dăm soluția și luăm banii, e mai bine. Banii nu-i mai e acum, lasă-i. Atunci mai luăm chestii. Mai luăm chestia asta, da, e altceva. Ok. De la Albina. 7150 de puncte. Mai dăm de roată sau mai cumpărăm o vocală? Amendă este domeniul. Mai cumpărăm o vocală. Vocala voastră este? E. E. Mai cumpăr o vocală. U. Bravo! 6150 de puncte. Mai putem cumpăra o vocală sau mai dăm de roată? Amendă este domeniul. A. E vocala. Vocala A. 5650 de puncte? Da? Da. Ok. 5650 de puncte. Dacă soluția ta este corectă, câștigi 6150 de puncte. Mai poți cumpăra o vocală dacă vrei și știi unde e acolo o vocală, să fii sigură că totul intră unde trebuie. Și dacă nu nimeresc vocala, se duce la colegul roata. Exact. Atunci risc să spun soluția. Păi da, dar dacă tu știi că spui soluția, înseamnă că știi și vocala care nu lipsește, să te asiguri. Nu vreau să mă faci tu să mă întorci și să pierd banii. Știu soluția. Ok. O singură dată, tare, clar și corect pentru 6150 de puncte. Atenție, poți da de roată, numai mai adunăm puncte. Da, eu. Sau cumperi o vocală să te ajuți. Tu știi. Zic soluția. Zi! Dacă spui o înjurătură, ai de plată pe factură. Sper. Pardon. Dacă spui o, ai spus tu, înjurătură. Da. Ai de plată plată pe factură.
pe factură. Oana, eu în locul tău nu m-aș fi grăbit, dar... Fii atent că dau dacă e greșit. Nu e bine, avea, decizia ta. Iar răspunsul tău din runda a patra pentru 6150 de puncte este... Gabriel, 6150 de puncte câștigați de Oana! Ia tot panou! Hai la vitrină, copii, haideți! Oana, Cătălin, bravo! Gabi, ne auzi? Da! 6150 de puncte, ce ne alegem? Un robot de bucătărie. Samus, 200 de puncte! Prăjitor de pâine. Taurus, 200 de puncte. Cană de încălzit apa. Cană electrică, Taurus, 200 de puncte. Gantere. Bravo, tată, faci muș, 200 de puncte. Frigider. Samus, 2000 de puncte. Calorifer. Calorifer electric, Taurus, bravo, 400 de puncte. Tricicletă. 200 de puncte. Un aparat de făcut înghețată. Foarte bun, Taurus, bravo! Ce-ți mai dau? Un televizor. Samus, 1500 de puncte. Grilă electrică. Grilă electric, Taurus, 300 de puncte. Mai avem 650 de puncte. Fier de călcat nevoiaș. Taurus, de la mic, bravo! 50 de puncte, fierul, mai avem 600 de puncte. Îți dau o hotă, Samus? Da. Bravo, tată! 600 de puncte! Oana, Cătălin, felicitări! Bravo! Mergem acolo la loc și atenție, pentru că urmează, doamnelor și domnilor, cei de acasă, din fața televizoarelor, odată cu mine, runda bonus! Spectatori, dați-mi voie să vă prezint clasamentul din această seară, cu 0 puncte și cu speranță în suflet. Aplauze pentru Marian! Mariane, să știi că e foarte greu să câștigi din poziția ta, mai ales când îți stă Bianca pe cap. Asta pentru că presiunea a fost destul de mare. Multă căldură din partea ei. Da, 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 presiunea a fost foarte mare. Încă o dată, Bianca, îți mulțumim că ai trecut pe la noi și să mai treci, că te așteptăm, da? Pe locul 2, cu 7600 de puncte în această seară, aplauze pentru Daniela! Iar pe primul loc, cu 9050 de puncte, mergem la rata mică alături de Oana și Cătălin! Bravo, Bubulețeanschi, ești cel mai tânăr dintre ei. Cătăline, te rog pe partea cealaltă să treci și tu. Dragii mei, aici avem doar premii. Va trebui okay. să învârtiți tare de tot așa, în acest sens da. De roată și după vă explic ce urmează. Tare cât puteți voi de tare, amândoi odată sau doar unul dintre voi, nu contează, atenție să nu vă loviți și... Pentru a câștiga acest premiu, va trebui okay. să fiți foarte atenți la colega noastră, Ana Maria Barnoschi. Perfect. Avem un puzzle pentru runda bonus, el arată cam așa. Perfect. Avem și un domeniu. Domeniul este emisiune. Ok. Vă vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim. Thank you.
iar voi acum aveți dreptul să ne mai dați încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care vi le-am dat. 3 consoane, da? Puterea dragostei este soluția. Dăm niște consoane care se potrivească P, P, D, G. P, D, G și vocala, U. U. Sunt prea șmecheră. Sunt prea șmecheră, fratele. Dragii mei, mi-a spus Jador că vă salut, mi-a transmis. Perfect. De la... Și aveți 10 secunde să-mi dați răspunsul corect. Puterea dragostei. Puterea dragostei! Gabriel! Da! Astăzi, în runda bonus, ai câștigat din partea Oanei și a lui Cătălin pentru acest răspuns corect. Deci nu mai pot. Ah. Un smartphone! Doamna Olguța, da. Băiatul e fericit. Foarte fericit e. Dumneavoastră sunteți fericită? Da. Vi s-au îndeplinit visele? Da, da, vă mulțumim mult. Doamna Olguța, asta se întâmplă aici la noi, la Rata Norocului. Dragii mei, încă o dată aplauze pentru micuțul Gabriel! Vă mulțumim frumos! Măi, îți mulțumim că ai avut încredere în noi, Gabriel. Mulțumim mult de tot, Marian, Oana, Cătălin, Daniela. Vă mulțumim din suflet. Mulțumim Hotplay și Iulia Dumitrache. Mulțumim Otto, care a plecat probabil în concediu. Mulțumim Ana Maria Barnoschi. Și bineînțeles să-i mulțumim Bursucului. Până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu. Amă Barnoschi. Bineînțeles că rămânem alături de Hotplay și Iulia Dumitrache și pe ei găsiți pe Instagram. Iar noi doi care să ne împăcăm în această seară, eu zic că decât să ne certăm, mai bine un dans frumos să perechem. Și vreau să, să ne mișcăm. Vreau să-ți spun și eu ceva. De fapt, vreau să spun publicului. Data viitoare vă vom aștepta tot noi, fiindcă roata se învârte, dacă suntem amândoi. Doamnelor și domnilor, până săptămâna viitoare, să fiți sănătoși și fericiți, la revedere, vă pupăm! Am crezut că mi-ți ai și penele mori și ochii mei.